Și salutare, salutare, foști colegi și dragi colegi de izolare. Zi superbă. Într-adevăr, a venit și vara pe la noi. A venit, că am chemat-o noi. A fost o vreme urâtă până acum. Nici de acum nu s-a anunțat o vară așa superbă, numai cu căldură. O să mai fie averse, o să mai fie precipitații, dar să ne bucurăm de ce avem. Să ne bucurăm că ne întâlnim și aici, în mediile virtuale. Mă bucur că am revenit pe YouTube. Vă mulțumesc de abonare, vă mulțumesc pentru că ați dat de știre lumii, vă mulțumesc pentru faptul că discutați ceea ce se întâmplă aici pe canalul meu de YouTube, mulțumesc de share-uri, lucrăm în continuare să fim cât mai aproape unii de alții. Am revenit din capitală, am revenit din București, am revenit cu bine. Am avut spectacol joi acolo. Acum e un paradox din ce citesc eu, din comentariile pe care le citesc, din ce îmi scrieți voi. Ardelenii scriu așa: Doamne ajută Nicule să vii cu bine, nu sta mult la capitală. Cei care stau în capitală îmi scriu: unde te grăbești, frate, așa, mai stai, că și așa vii rar la noi. Ultima dată când am fost în București, s-a întâmplat în anul 2012. Am fost acolo la Măruță, la emisiunea la Măruță, am făcut o farsă cântăreței Corina Bud. Nu știu dacă o știți, vă povestesc pe scurt. Pe Corina Bud o știți, farsa, nu știu dacă o știți. Fusese vânătoarea aia celebră la Balc, la Țiriac, și cântase Corina Bud, bă, nu știu câte zeci de mii de dolari. Și ne-am dus să facem farsa în București, într-un restaurant, Corina Bud, vesela acolo, pac, pac. Eu, fiind și mai tânăr cu 8 ani, vă dați seama, jucam pe studentul ardelean venit la București. Și o recunoșteam pe Corina și mă duceam la ea și spuneam cât îți de încântat să văd că e aici o vedetă care a reușit, a venit din Transilvania și a reușit în București. Ea îmi mulțumea, era încântată, începea să mă întrebe, dar la ce facultate ești, ce faci? Și pac, din toată mă enervam, ieșea ardeleanul din mine și urlam și până la bucătărie s-o auzit în restaurant, urlam, zic, cum îți permiți să ne omori, mistreții milenari și... E rușinatul, spărgeam ceva de pe masă, nu știu. Așa erau farsele la vremea aia. Deci o să mai merg la București peste încă 8 ani, dacă din 8 în 8 ani, două mandate de deputat, așa. Atâta durează un descălecat de-a meu în București. Până atunci, poate până peste 8 ani, o să fie mai multă autostradă. Te apucă plânsul. Ieși de aici, din Cluj, până Florești, pe autostradă, toate bune și frumoase, pac, după aia te bagă până sate. Autostrada noastră, coloana infinitului orizontală. Aici te las, aici te strângi, aici te las, aici te strângi. În București, ca peste tot în orașele mari, se construiește. Am văzut că se construiesc în dragi stații pentru metrou. Bă, dar metrou încă nu-i prelungit, dar stațiile la suprafață se construiesc. Și bineînțeles că pentru asta trebuie să ocupăm o bucată din stradă. În rest, repet, ca în alte orașe mari, ritmul este un pic mai infernal. În rest, peste tot români. Oameni cum se cade, oameni... Depinde după cum ai noroc. Acum, ca să-mi revin, ca să-mi fac iarăși bagajul de nouri și de vorbe molcome, ieri am dat o fugă până aici, lângă Cluj-Napoca, la Cojocna, stațiune de vară. Două lacuri. Cum am intrat, o zis domnul bodyguard, zice, să trăiți, domnul Bedea, nu vă rețin mult, sunt două lacuri acolo, zice, la lacul 1 sus, e domnul Florin Piersic, zice el, bancuri în lac, sau lacul 2, nu contează, la lacul de jos să stați dumneavoastră, să nu mergeți sus, să le zice și la oamenii de jos, bancuri. Bineînțeles că am zis bancuri, am ascultat bancuri, cu distanțare socială. Da, a fost în regulă, vreme bună. Ce trebuie românului vara? Un pic de baltă unde să se bălăcească. Mă mir cum de n-avem și noi niște aquaparcuri, mă, în țara asta. Avem marea, dar e departe. N-avem aquaparcuri că nu se rentează. Un pic să țin moicioantele în apă, să se joace copilașii, să zâmbească soția, să se... Așa, acolo cu mâini, apă sărată, vreme bună, bericica rece, 4 lei un mic. A fost ok, a fost, dar ce să mergi acum să stai la graniță cu grecii, să stai câte 3-4 ore în mașină? Până ajungi la marea noastră românească, ți se golește portofelul. Nu, fă credit să stai 3 zile acolo. Nu, ceva, nu. Nu pușcă. Nu pușcă, dar o pușca de acum. Păi, dacă nu suntem pe primul loc la stațiuni turistice, dacă nu suntem pe primul loc la autostrăzi, la ceva suntem pe primul loc în Europa. La cârnați. Un soi de cârnați, babic sau ghiudem, a fost votat de către gastronomii europeni drept cel mai bun cârnaț european.
la secțiunea cârnați și salamuri. Bă, la câți cârnați avem în politică și în viața de zi cu zi, la câte chiftele să dau și la cât de varză cu sarmalei țara, mă bucur că totuși conducem un top, fie el culinar și gastronomic, nu-i așa? Cârnațul pe locul 1. E că dacă mai era doamna Nuții Udrea, cârnațul de pleșcoi era locul 1 pe mapa mond. Succes studenților sau viitorilor studenți de azi încep înscrierile online pe la facultăți. Succes să intrați pe unde doriți, să umpleți locurile din facultăți, că și alea trebuie umplute cumva. Cei care dau iarăși bacalaureatul, mult succes și grijă mare. Ați scris bine o tură, acum scrieți mai la subiect. Astăzi, 6 iulie, ziua internațională a sărutului. În cazurile astea extreme, sărutul se face mai greu, că trebuie păstrată distanțarea socială. Dar totuși aș vrea să văd niște săruturi de astea spectaculoase cu ocazia zilei internaționale, de exemplu să se sărute Iohannis cu Ciolacu, Ludovic Orban să se sărute cu Turcan. Nu, poate ei s-au mai sărutat. Mă rog, Gigi Becali să se sărute cu Dan Petrescu, Abi Talent să se sărute cu Alex Velea. Lasă-o încolo, e ziua sărutului. Să uităm de cererele și să ne sărutăm, dar cu responsabilitate socială. Ce face săptămâna asta? Pe la servicii, pe la weekend, dacă mai apucați pe undeva, un pic de mare, un pic de soare, un pic de căldură. Trece și vara asta, că dacă stăm să ne gândim calendaristic, 6 iulie, păi mai avem vreo 2 luni bune, maxim 2 luni bune de vară. Așadar, vă sfătuiesc și eu, dar știți și voi mai bine, să profitați. Cum aveți un pic de timp liber, mergeți acolo. Un pic de relaxare, dar cu responsabilizare. Nicu Bende a fost și astăzi pentru voi. Nu uitați să vă abonați la canal, să anunțați lumea și să ne vedem și mâine în aceleași condiții aici, pe YouTube, atât pe YouTube cât și pe Facebook. Că dacă n-ar fi mediile astea sociale, nu ne-am cunoaște și în realitate. Că și ieri la Cojoc, a venit un domn de la mine și așa la mine. A venit un domn la mine și așa m-a salutat. Salutare, salutare, drag coleg de izolare. Și eu m-am bucurat. Înseamnă că n-am vorbit în van aici, n-am vorbit degeaba la butonul ăsta roșu cu rec din stânga sus al ecranului, da? De aia, internetul ăsta ne facilitează întâlnirile în mod real. Mai auzeam și acolo, pe la spatele lacului, ăsta-i Benge ăla, nebunul de pe YouTube, du-te, fă-ți o poză cu el. Păi mi-am făcut poză cu cine, eu nu refuz pe nimeni la poză, atâta doar că să fiu și-o aranjat, să nu speriem pe nimeni, că să mai uită și tineret și femei însărcinate pe YouTube și pe Facebook, dar nu contează, mergem înainte. Nu vă mai rețin, să aveți o săptămână ușoară, o săptămână splendidă și să rămânem pe locul 1 în topul preferințelor noastre, că suntem sau că nu suntem cârnați. Nicu Bendea vă salută și azi și ne vedem marți!